Ce faci? Nu știu ce. Studiez o operă de artă. Am venit să spun ceva. Nu. Am venit să spun că Irina este foarte, foarte, foarte tristă. Seamănă cu asta? Tot așa de tristă e? Vorbeam serios. Păi normal că e tristă. Dacă e măritată... După ce e măritată cu un prost crescut, mai e și țigan. Tristă ca o operă de artă. Da, dar eu cred că de data asta chiar am mers cam departe. Hai mă, lasă-mă în pace, mă. Tu ai văzut familia aia lui de nenorociți? Ce crezi că eu mi-aș lăsa nepotul pe mâinile unor sălbatici ca aia, aborigeni? Ai văzut cum dansau, ai cum țipau, cum urlau? Știu. Știi. Știu, dar în caz că n-ai observat, Codruțul nu e chiar așa. Nu mai spune. Hai, du-te. Du-te la tine, liniștește-te. Acum adorm. Adică vreau să dorm. Adică sper să dorm. Bine, atunci, în acest sens, noapte bună. Frumușo, vise plăcut. Te mai gândești, da? Tot timpul mă gândesc. Pentru că, sincer, îți spun că eu în viața mea n-am văzut-o pe Irina așa distrusă. O să-i treacă. Bine, noapte bună. Alo? Eu sunt. Voiam să verific dacă mai vorbești cu mine la telefon. Sigur că vorbesc cu tine, ursulețule. Sigur. O merit. Da. Noapte bună, Sela. Noapte bună, Gigi. Noapte bună. Bine. Sigur, cunoșteai pe ăla. Se întâmplă ceva și mie nu vrei să-mi spui. Ce vrei, bătaie? Cum am înțeles eu, Parmado, de ce dracu te face sac de box? Degeaba te străduiești, mă! Degeaba te străduiești că nu te cred! Din cine e ăla? E dreptul meu să știu. Tu n-ai niciun drept în casa asta, înțelegi? Tu ești doar femeia lui Armando. Și în cel mai bun caz o servitoare. Ai înțeles asta? Și atunci de ce ai sărit, mă, să mă aperi? De ce ai sărit să mă aperi? Prostă, dracu, păi... Înțelegi odată că m-am plictisit de tine? Uite ce e. Doar am vrut să-ți o trag din când în când. E bine așa? Asta a fost! N-am nimic. Bă, tu ai ceva, ai ceva pe suflet, că mama simte, hai de zi. M-am certat cu Irina, mama, dar n-am chef să vorbesc despre asta. Măi, Codruț, crezi că asta e singura soluție? Ce adică? Cu fata. Păi da, trebuie să avorteze. E țigani? Ce-or să zică țigani? Nu e, Cristofor, cred că ar trebui să ne gândim ce e bine pentru Smeralda, nu ce-or să zică țigani. Trebuie să înțeleagă și eu odată pentru totdeauna. E periculos să facă copil, poate să aibă complicații, poate să și moare. Și a fost abuzată sexual, e un copil, n-are discernământ, n-are...
Aurica, mă, ia du-te, mă. Du-te, mă, și vezi și tu ce vorbesc ăia acolo. Că prea e secret, așa. Medalioane, ce tot vorbiți, bă, acolo? Dorele, Regina, vă să faceți curățenie aici, că eu o să plec, că ăștia din șatra a lăsat o mizerie de nu mă văd nicio punia. Să faceți curățenie, da? Ăștia e niște nesimțiți ai dracului să fie ei, că nu... Roza! ...lasă și ei ca lumea, nu? Roza! E surdă, mă, asta. Roza, ia vino, mă, un pic încoace. Vezi undeva pe aici, pe în jurul nostru, mizerii? Nu. Și atunci? Ce? Ești tare în clanță? Da, adică nu, adică iartă-mă. Ia zi-mă, unde vrei să pleci? Mă duc cu Tito la spital ca să fac vaccin. Că e nebun la cam, îl cheamă în fiecare săptămână să-l încep. Mirii pe Armando? Păi nu, nu le-a pe Armando, că ăsta conduce ca un nebun și la prima curbă vomit. Și nu o să le iau nici pe Dorel, că ăla vomit de pe loc, că se hotărăște greu unde să plece. Sau mai bine le iau pe Dorel decât pe Armando. Ia pe cine vrei, ia și du-te. Hai. Stați-mă în plata, domnule. Beau și eu cafeaua. Regina, ce faci, mă? Hai, du-te. Hai, du-te, plimbă-te, distrează-te, aerisește. Hai, lăsați-mă și pe mine să-mi beau măcar o cafea. De dimineață, liniște. Nici prin cap să nu vă treacă. Terminați cu prostiile astea. Copilul e dat de la Dumnezeu. Bă, medalioane! Bă! Smeralda nu e bolnavă, bă, ea e borțoasă, nu trebuie operată. Ea, așa a vrut Dumnezeu, o să nască copilul și noi o să o ajutăm, o să-l creștem și... Smeralda e un copil. Smeralda e un copil acolo, la voi, la români, la spălăciți, că la noi, la țigani, e mai dezvoltat așa un pic. Așa suntem noi, țigăncile, facem copii de tinere și iese sănătoși, iese frumoși. Măi, mamă, dar s-au schimbat vremurile. Acum vine protecția copilului pe capul nostru, vin televiziunile, vrei să avem scandal aici? Ce se caută, mamă, protecția de la copil? Acilea păstă noi, de ce? Eu mă duc cu protecția de la copil acolo la ei, la români, să văd cum face ei copii cu spălăcitele lor, cu muierile... Gata! Chemați-o pe Smeralda. Sunt mâncate. Ce vrei? E gata firma? Firma? Da. E gata. N-am zis că rezolv? A rezolvat. Perfect. Ia, că am și ceva pentru tine. Ce este? Avans. Partea ta. Cât? 2000. Partea mea 2000? Bă, nu, partea ta. Eu zic, împarți cu șatra, cu biserica, cu cine vrei. Mișto. Împart. Problema ta. Împar cu mine. Da. Cu, văd eu cu cine. Da. Contractele mâine. Mâine, e bine mâine. Dar vezi neapărat să aibă ștampila și semnătura ta. Hai, pe ele, plecat, da? Pa. Ai auzit? Da, mă, da. Ce, probleme, ceva? Te ajut? Nu, mă, bă, bătrân, face ăsta ceva fără mine și nu-mi place. A. Aici mă descurc singură. Du-te, așteaptă-mă mașină. Nu vreți să vii să vă ajut? Bă, da, acum știi să faci injecții. Du-te și așteaptă-mă mașină. Ce dracu nu înțelegi? Oameni buni, mulțumesc că ați venit. Zi, medalioane. Dar la doar, nu facem. Hai, stai lângă mama acolo. Nu știu cum să încep să... Nu știi să... cum să încep, nu știi cum să încep. Esmeralda voastră e borțoasă.
Cum? Smeralda voastră, bă, e borțoasă! Cum borțoasă? Te omor, cum? Eu te-am făcut, eu te omor cu mâna mea! Urmă, te mi-a să aștept, frate Mărin! Paule, potolește-le, că-i fac! Urmă! Termină! Te omor, băi, dar mă, că răsit teatră! Termină, mă! Ai făcut, dar răsit teatră, te omor! Termină, mă! Termină! Trebuia să aștept, frate Mărin! Ești o curvă! Rele! Te distrug! Termină, mă, de pe dracu! Gata! Ce mai zice curva? Gata, Mucles, bă! Mucles! Gata, scandalul! Gino, taci dracu de gură! Ia, hai, stai jos! Stai jos. Stai jos. Paulica, vreau scaun acolo? Stai jos. Hai că vreau să mă lămuresc, să înțeleg eu clar ce s-a întâmplat. Adică să vedem ce... cum e... Esmeraldo, ia vino cu aici. Hai vino cu aici. Hai vino cu aici. Așa. Zi, cum... adică ce s-a întâmplat? Zi, fă! Bă! Ce dracu faci, mă, poate? De ce dracu faci, mă, poate? Cine ești, mă? Unde e aparatul ăla? Unde l-ai ascuns? Cine ești, mă? Ce mă, dracului vei de la mine? Sunt un prieten al familiei tale. Bă, eu n-am familie. Pe mine mama mea m-a aruncat la gunoi. Lasă-mă, dracu, în pace. Adevărul poate să fie altul. Ce vrei să spui? Aș vrea să îți arăt ceva. Cunoști asta? L-ai furat de la Don? Ce dacă ai căutat în casă la Don? Ai și tu unul la fel. Nu eu, Don are. Și nu am unul la fel, că ăsta e lănțișorul lui Don. Lănțișorul asta e un cadou de botez. De la bunicul tău. E o bijuterie care se multiplica pentru... Bă, mă lași cu vrăjala! Tu ai intrat în casă la Don și ai furat lănțișorul. Ce dracu e în capul tău? Am venit de la Praga. Special să te cunosc. Și dacă am dreptate... Te tragi dintr-o familie de regi. Ești prințesa. Poți să-ți bași joc de mine? Să-ți bași joc de mine? Există șanse să fii copilul pe care clienții mei îl caută de peste 20 de ani. Înțelegi? Și dacă clienții ăștia ai tăi mă caută de peste 20 de ani. De ce m-au luat domnul din acoșul de gunoi? Se vede treaba că m-au iubit foarte mult. Asta numai cei care te-au găsit pot spune. Ola, Armando, e pe unde să fii mură pe mine. Dacă nu-l rup eu pe tine pe ăsta acum, fă, unde-i fă? Gata, bă, Mucles! Ce dracu, nu mai avem respect! Păi dacă stăm toți pe capul ei, n-o să aflăm nimica! Dar cum vrei tuva să aflăm noi? Păi dacă... N-are loc de noi! O să zică! Păi da, tu nu vezi că nu vorbește, mă!
O să vorbească, bre! Zi o dată, stai mă, ce-a dat! Bere, ești în brate! Da, să zică! Nu pot! Păi dacă spun eu că poți, poți! Mi-e rușine de voi! Dacă vreți, îi spun lui Alina afară și eu vă spune vouă! O să-ți spun, Alina! Păi ce știe spălăcita aia să mie? Păi, Spaniu, tu n-am văzut că fete e rușine de noi? De ce o torturezi? Noi vrem să aflăm! Alina, ia fata și duceți-o! Ce faci, faci? Ha? Am venit să-mi fac o gură de aer. Ce ai venit fost să iei? O gură de aer. Gură de aer? Da. Da. Fă, cu cine ești foaie, ce funcă? Ha? Cu cine dracu să fiu, mă? Nu vezi că sunt singur, ce ai? Ce faci, păi? Ce vrei să-ți faci poze singură? He? Frumos. Crezi că ești cu jegul ăla pe aici? Nu, că să-mi zic că n-am nimic cu ăla. Hai, fă, Regina. Păi eu te mai cred pe tine, fă. Și hai, că avem treabă, hai. Hai să-mi pregătești baia aia, du-te, ia găleata aia, hai o dată, mișcă-te. Și dă-mi asta, că nu-i al tău, da? Bine, hai că vreau să fac baia. Da, vin! Da! Fă, cum ar mai ai tipatul la mine, mișcă-te, hai. Gata, vin. Ia uite ce avem aici. Ia uite ce musafir frumos și dulce avem. El e copilașul meu. El e Tito. De ce riscat? De ce a adus copilii? Vino mai aproape. De ce riscat? Eu nu pot să trăiesc fără el. Am pierdut copilașul nostru. Dar și el e suflet din sufletul meu. Știu. Dacă mă iubești, o să vrei să-l iubești și pe el. Uite-te. Vino mai aproape. Unde e limuța? Hai, arată limuța. Arată limuța la Teri. Hai, mama. Da. Deci n-am înțeles? Dinule, copiii mei o să-ți fie recunoscători. Tu mă, de ce tu n-ai copii? Viitorii. Am înțeles. Băieți și fată. Gemeni. Exact. Fii atent aici. Așa. Îi spui așa. Îmi pare foarte rău, dar eu sunt plătitor de taxe în țara asta săracă și conștiința mă împinge să fac acest gest. Am înțeles. Ai reținut? Am reținut. Reținut? Îl știu pe Margarita, ăsta e din vechea gardă. Da, știu. Precis știu. O să mă amenințe. Și dacă te amenință ce? Zici așa, dau pozele pe internet, așa. Pe site-ul ziarului și pe blogul meu personal. Așa. Și dacă nu merge, dă-și tu un play la casetă. A,
Sigur, casetuță. Sigur. Auzi, dar dacă o să sune la ziar și o să afle că nu-s de acolo? Du-te, bă, că nu sună, e prea lași să fac asta. Apropo, ai legitimație de ziarist sau o să fac eu una? Dinule, ai? Am facultate de drept, ce dracu, măcar relație am și eu, nu? Uite, dar n-ai terminat. Dacă ai fost vagabond, de ce să zic? Am fost. Ai fost. Am ce am dat atâta afară? 2, 3, cât? 3 din 3. 3, da, exact 3. Era, n-are brecin, ce era cu tot o lungime atâta? E Roosevelt, domne, era femeia lui, era ăștia împreună. Bă, să dai copiii ăla, bestie, domn Lucian, mă. Aoleu. Care vrea, Armando? Ăla! Armando ăsta m-a violat odată și acum ne violează pe toți. Aoleu, odată l-am prins de recunoaștere, dar acum nu mai prindem să recunoască, mă. Cine știe câți dai noștri au fost violați și nu recunoaște că le-ai rușit. Băi, ia stați așa. Eu zic așa, să adunăm toată șatra, ne luăm bătele și ne ducem dracu pe ăsta și le dărâm în casă. Păi ce e treaba asta? Eu vă recunosc că dacă Argentina mea vine violată, eu nu înțeleg treaba asta cu iertăciuna. Eu omor! Franția, puterea să le dă foc la ăștia la Don Luciano! Așteptați să vină fetele! Să aflăm! Și vor acționăm! Ce dracu! Bine vrem. Atunci stătem așa, lămâiau. Du-te, fă, și vezi ce face alea acolo. Stă la povești de a dormi copiii, noi ne scoatem ochiacile. Să vină cu aceea.